Nu este ca Domnul. El este unic, este Dumnezeul creator, mântuitor și binecuvântător. A lui nume să fie înălțat și în mod permanent ziua și noaptea pe buzele noastre. Înainte să citesc din Marcu capitolul 2, vindecarea slăbănogului, aș vrea să vă împărtășesc doar în două, trei propoziții o imagine glorioasă pe care am văzut-o, superbă, una dintre domnișoarele micuțe ale bisericii noastre, cred că era Josephine, a intrat în biserică în timp ce cântam și când a văzut că cântăm, a închis ușa cu atâta grijă, de parcă ar fi fost o femeie în vârstă care înțelege solemnitatea momentului. Așa, cu foarte multă delicatețe, a închis ușa și a dat seama că aici se întâmplă ceva pentru Dumnezeu. Și așa, foarte sfioasă, s-a dus acolo lângă bunica ei. Mi-am imaginat că va ajunge o femeie evlavioasă, că va înțelege atmosfera din casa Domnului, că îl va iubi și îl va respecta pe Dumnezeu. Domnul să fie binecuvântat și Domnul să ne facă pe toți astfel de oameni care intrăm cu multă băgare de seamă înaintea lui Dumnezeu. Spuneam că o să citim Marcu 2. După câteva zile, Iisus a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu puteau să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog, purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă la el, din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus, și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele ți sunt iertate. Unii din cărturari, care erau de față, se gândeau în inimile lor: Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus s-a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în inima lor și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai ușor, mai lesne, a zice slăbănogului: păcatele ți sunt iertate? Ori a zice: scoală-te, ridică spatul și umblă. Dacă să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis slăbănogului: scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu zicând: niciodată n-am văzut așa ceva. Amen. Amen. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă reașezați. Am avut parte de o duminică foarte frumoasă și atât de frumoasă cât suferim noi să o facem de frumoasă. Acolo unde coboară Dumnezeu, atmosfera devine cerească. Dar oamenii limitează această manifestare a cerescului prin faptul că n-au sufletul pregătit și nu sunt la nivelul de credință la care pot accepta partea mistică, supranaturală, misterioasă și miraculoasă a manifestării prezenței lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre nevoia de implicare. Nevoia de implicare. Și am citit acest pasaj, fiindcă este unul dintre textele biblice despre care o să spun câte ceva în intenția mea de a pleda în fața dumneavoastră despre nevoia să ne implicăm. Din nefericire, biserica, atunci când se secularizează, plătește un preot sau un pastor, sau indiferent cum îl numesc ei, și el are responsabilitatea să facă totul și ceilalți să stea liniștiți. Acesta este drumul unei biserici înspre religie și, în final, spre moarte. O biserică adevărată, deși are pastori sau preoți, oamenii care vin în biserică în calitate de membri, ei sunt pietre vii, ei sunt oameni activi, ei se implică fiecare cu darul lui, cu măsura lui de putere, cu chemarea lui. O biserică nu trebuie să aibă un pastor viu. O biserică este plină de oameni vii. Oameni care se mișcă, care simt, care văd de unde bate vântul, care își asumă ceva. Uitați-vă aici, în colțul ăsta este fanfara, acolo corul, corul de fete, corul de tineri uneori aici cu orchestra. Și o mulțime de oameni
În clădirea alăturată, duminică dimineața este plin de copii. În seara asta suntem mai răruți. A fost o logodnă cu mulți oameni astăzi la prânz. Și a fost frumos acolo. Dar probabil că unii, cei din familie, rudele, familia extinsă, n-au mai ajuns la biserică, așa cum se întâmplă fiecare când are evenimente de genul acesta. Însă noi, atâți cât suntem, suntem aici acum. Și am intenția să vorbesc cu dumneavoastră despre nevoia de implicare. Sau, ca să fiu sincer, aș vrea să vorbesc despre implicarea dumitale, despre implicarea dumitale personal. Despre implicarea dumitale personal. Femeie, bărbat, tânăr, mai în vârstă, copil sau indiferent cine ești, vreau să vorbesc despre perspectiva implicării dumitale alături de mine și alături de noi. Încep spunând faptul că orice se întâmplă în lumea aceasta, se întâmplă când cineva se implică. Ori de câte ori mi s-a făcut un bine, cineva s-a implicat să mi-l facă. Ori de câte ori am fost ajutat, cineva s-a implicat să mă ajute. Ori de câte ori am fost binecuvântat, cineva s-a implicat, s-a ostenit, s-a cheltuit ca să mă binecuvinteze. Când am fost mântuit, cineva s-a implicat, mi-a predicat Evanghelia. Tot ce se întâmplă în lumea asta, absolut tot ce se întâmplă în lumea asta, este rezultatul implicării unui om sau unui fenomen, a unui om sau a unui grup de oameni. Nu se mișcă nimic dacă nu se mișcă nimic. Ca ceva să se miște, trebuie ca ceva să se miște. Când ceva se mișcă, se creează un lanț de mișcare potrivit legii cauză și efect. E mult până cauzează o mișcare, până se întâmplă prima mișcare. Și prima mișcare generează o altă mișcare și apoi se creează un lanț de mișcări. Așa se întâmplă că noi astăzi suntem în biserică. Pentru că părinții noștri s-au rugat, pentru că cineva ne-a vestit Evanghelia, pentru că cineva ne-a vizitat, pentru că cineva s-a rugat pentru noi, că cineva ne-a adus la binecuvântare, cineva ne-a botezat și lista poate continua. Dacă nu te implici, lucrurile vor începe să descrească. Din ce în ce mai puține lucruri se mișcă. Din ce în ce mai puține predici, cântări, evangelizări, servicii divine, botezuri, binecuvântări, tot începe să meargă spre o tăcere, spre o înghețare de mormânt. Asta este religia. Noi toți trebuie să facem ceva. E o onoare să faci ceva. E datoria noastră să ne implicăm. Nu vă implicați acolo unde nu faceți o treabă bună. Nu bună, excelentă. Dacă faceți o treabă bună, vă rog să nu o faceți. Pentru că e cineva care o face excelent. Lăsați-i pe cei care fac lucrurile la nivelul excelenței să le facă și căutați lucrul ăla pe care știți să-l faceți la nivel excelent. Nu e așa că încercați să mâncați o mâncare excelentă, nu una bună? Una bună o mâncăm așa în călătorie, când găsești un amărât de sandwich într-un aeroport și ce să faci? Trebuie să pui ceva în stomac, altfel ăsta țipă la tine tot zborul. Și mănânci ceva cu brânză, cu ce-o fi, bași ceva acolo, nu? Dar când ajungi acasă, mănânci ceva select, mănânci ceva foarte bun. Implicarea este de fapt un comportament, este o acțiune care este exercitată asupra unei ființe sau asupra unui lucru cu scopul de a produce o mișcare, o schimbare. Orice schimbare pe care eu o produc în viața cuiva mă costă. Atunci când soția mea râde pentru că eu o fac să râdă. Când ea râde de fericire, eu am provocat fericirea ei. Îi duc ceva, îi spun ceva plăcut. Poate uneori îi spun, iartă-mă, te rog, că te-am supărat. Și atunci zâmbește mulțumită. Se aștepta să spun treaba asta, ca să reluăm mersul firesc al lucrurilor. Sau natural, nu firesc. Că în biserică firesc are altă înțelegere. Orice este frumos în lumea asta, cineva se cheltuiește, face efort, cineva se implică. Nu vă așteptați să existe slujbe extraordinare în timp ce nu facem nimic. Nu, vă rog frumos să vă ridicați. Vă rog frumos să puneți mâna. Ieșiți din mentalitatea asta că nu faceți nimic. Nu-i voie să nu faci nimic. Biserica asta nu are oameni care nu fac nimic. Pentru că dacă dumneata nu faci nimic, nu mai face nimeni nimic. Și venim aici, ne uităm 5 minute unul la altul și plecăm acasă. Cine cântă dacă oamenii nu mai cântă? Implicarea generează acțiune, dinamism, schimbare, rezolvare. Am să vorbesc mai întâi puțin despre filozofia
implicării. Și partea asta o să fie un pic mai logică. Prima ființă care s-a implicat, știți cine este? Sigur că știți. Dumnezeu. Dumnezeu este implicatorul, marele implicator. Dumnezeu s-a implicat primul, în timp ce nu era nimeni decât El. A ales să se implice. Și a zis așa, o să-l fac pe Luigi Mițoi. Și m-a făcut. Și a zis, îl fac și pe David Măgduț, și îl fac și pe Sami, și pe fratele Viorel, și pe Petru, și pe fratele, și pe fratele Cosmin, și pe... Sunteți mulți aici, nu o să vă număr pe toți. Dumnezeu a ales să ne facă pe toți. El s-a implicat, e primul implicator. Atunci când Dumnezeu s-a implicat, vreau să remarc faptul că s-a implicat din proprie inițiativă. Și toată predica mea voi urmări aceste două valențe. Prima este, Dumnezeu s-a implicat din inițiativă. Știți care a fost a doua ființă care s-a implicat după Dumnezeu? Domnul Adam. Domnul Adam. Omul creat de Dumnezeu, de fapt nu l-a creat, l-a făcut. Adam e făcut, nu-i creat. Că-i creat înseamnă cu gura. Dumnezeu n-a spus să fie Adam. Dumnezeu a spus să fie cer, pământ, plante, animale, de toate. Dar când a ajuns la Adam, Dumnezeu a luat niște pământ și a început să-l facă cu mâna, nu l-a creat cu gura. Și l-a făcut pe Adam. La rândul lui Adam s-a implicat, însă implicarea lui Adam nu a fost din proprie inițiativă, ci a fost un act de ascultare la porunca lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu i-a poruncit, l-a așezat în grădina Edenului și i-a poruncit să o lucreze și să o păzească. Și Adam s-a supus, a ascultat și s-a implicat lucrând și păzind grădina. Lui Dumnezeu nu i-a poruncit nimeni să creeze și să facă. El a creat și a făcut din proprie inițiativă. Aceasta este cea mai înaltă formă de implicare. Implicare din proprie inițiativă. Implicare din proprie inițiativă. Să nu ai obligația să te implici, ci te implici datorită nobleții, datorită înțelepciunii care descoperă nevoia, datorită măreției care vede nevoia. Dumnezeu s-a implicat din proprie inițiativă. Nu l-a rugat nimeni, nu l-a programat nimeni, nu l-a plătit nimeni, nu i-a cerut nimeni. Adam s-a implicat și el, dar el a primit o poruncă. El a fost doar ascultător și s-a implicat. A doua fază a implicării este implicarea că cineva îți cere să te implici. Și aceasta este o mare dovadă de ascultare, de supunere, dar nu este din proprie inițiativă. Rară este implicarea din proprie inițiativă. Rară este. Eu vă recomand să ne ducem în zona familiei. Acolo unde un bărbat ar putea să se implice într-o zi, să facă ce nu face de obicei și să se întoarcă acasă soția și pur și simplu de-abia să poată suporta emoția că, domnule, a făcut treaba asta din proprie inițiativă. Dintr-o dată o să ploaie mintea în sufletul la doamna aia, la soția aia. O să ploaie cu admirație, o să ploaie cu respect și pur și simplu o să se uite cu pasiune și cu flăcări în privire și o să-l placă pe bărbatul ăla al ei și poate mintea ei spune, Doamne, ce minune o fi și asta, îți mulțumesc. Sau invers, soția, nu neapărat soțul, oricine, fă ceva din proprie inițiativă. Fă ceva ce nu erai obligat să o faci, dar o faci din măreție. Hai să nu folosesc măreție, că eu o folosesc cu un sens, dar are și sensul celălalt. Și nu, să nu se înțeleagă mândrie. O faci din mărinimie, adică din noblețea sufletească pe care poți să o manifesti. Dar asta nu înseamnă că dacă faci ceva pentru că trebuie, nu este la fel de important și de frumos. Important este să te implici. Detaliul este că uneori te implici din proprie inițiativă și aici este puritatea implicării, sau te implici pentru că ți se cere să te implici și aici este un act de ascultare și de supunere. Ambele se numesc implicare, dar aceasta este mai aproape de Dumnezeu. Aceasta este mai aproape de rob, de ascultare.
Aduceți-vă aminte, vă rog frumos, că implicarea lui Adam s-a constituit într-o dovadă de ascultare. Însă ascultarea lui Avraam s-a constituit într-o dovadă de credință. Vă mai aduceți aminte ce spune Dumnezeu? Spune așa: Avraam a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta drept o neprihănire. Ascultarea conduce la credință și credința conduce la neprihănire. Credința femeii bolnave de 12 ani s-a constituit în rezolvarea vindecării. Știți ce a spus Domnul Iisus? Fică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace, fii tămăduită de boala ta. Și totul a plecat de la ascultare. Când cineva te cheamă să te implici, implică-te. Asta se numește ascultare. Ea va genera credință, iar credința va genera vindecare, rezolvarea unei probleme care există. Mai devreme vă spuneam, este nevoie de câțiva șoferi pentru duminica. Ce ar fi într-o duminică de dimineață să te duci, să iei pe oameni în vârstă și când se vor da toți jos din mașină la fiecare luându-le aproximativ 3-4-5 minute, te vei uita la mișcările alea mecanice și greoaie și îți vei aduce de mama, aminte de mama și de tata sau de bunicul și de bunica care te-a crescut. Și când te vei duce seara acasă, imaginea aia te va urmări. Te vei pune cu capul pe pernă și vei spune: Doamne, îți mulțumesc că astăzi am putut să servesc pe frații mei, care au crescut 2-3 generații de copii. Parcă mă culc mai liniștit în seara asta. Duminica trecută am făcut o prostie, nu știe nimeni, sper să nici nu se afle, dar duminica asta am făcut un lucru bun. Am adus grupul fraților în vârstă și a surorilor în vârstă la biserică și mă simt, Doamne, parcă puțin mai aproape de Tine. Inima mea e satisfăcută și se culcă liniștită, că m-am implicat și eu. Noi, să știți că basul va funcționa fără dumneata, dar poate să funcționeze și cu dumneata. Implică-te! Implică-te! Este nevoie! Nevoia asta nu se termină niciodată! Niciodată nu se termină! Implică-te! Haideți să vorbim puțin de motivul implicării. Implicarea poate fi un răspuns la ceva ce ți s-a cerut să faci și, așa cum deja am spus, asta se numește o implicare prin ascultare, nu prin inițiativă. Implicarea aceasta poate fi o dorință personală și asta este inițiativa, sau poate fi ascultând de cineva, răspunzând, reacționând pozitiv la invitația cuiva. Aș vrea să vă aduc aminte despre această implicare din inițiativă. Și pentru asta o să citesc un pasaj. Fratele Daniel ne va ajuta și va pune pe screen Numeri capitolul 25, iar noi vom citi întreg pasajul. Începem cu versetul 1. Israel locuia în Sitim și poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Moabitele au sedus bărbații evrei. Ei au căzut în ispita aceasta, în păcatul ăsta, și au păcătuit cu ele, iar mânia lui Dumnezeu a venit peste ei. Tot timpul se spune în Biblie că Moabul l-a atras în curvie pe Israel. În felul ăsta l-a atras. A pus pe femeile lor să se ducă și să facă ochi duși bărbaților. Și ei au căzut. Haideți să continuăm citirea. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor și poporul a mâncat, s-au închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Israel s-a lipit de Baal Peor. Observați, de la femei a ajuns la Dumnezeul femeilor. Este același mecanism ca în cazul lui Solomon. Solomon a luat femei străine, dar ele au venit cu religia lor cu tot. Că și noi, dacă ne-am mutat în America, am venit cu pocăința noastră cu tot. Am venit cu cultul nostru cu tot. E, femeile alea au venit la Solomon cu religia lor, cu idolii lor și cu mentalitatea lor. Și i-au cerut: fă-ne o capelă pentru Dumnezeul ăsta, Ion, Marin, Gheorghe. La fel au făcut și astea. Au atras pe bărbați, au comis adulter, s-au obișnuit în practicarea acestuia și până la urmă au ajuns la Dumnezeul lor. Ele au fost doar obiectul atracției, dar finalul atracției n-au fost ele, ele au fost momeala. Finalul atracției a fost Dumnezeul lor, idolatria. Dar la idolatrie se ajunge prin adulter. Dacă le-ar fi cerut ele bărbaților evrei să se închine la Baal Peor, niciun bărbat evreu nu s-ar fi închinat. Bărbații sunt stabili.
Cel mai mare dezechilibru în viața unui bărbat este provocat de atracția de natură intimă. Folosesc cuvântul sexuală, dar asta trebuia spus. Cel mai mare dezechilibru care se creează în viața unui bărbat se creează prin nișa asta, prin nișa atracției. Uitați-vă în Scriptură, uitați-vă la David. A fost pe acoperiș, s-a uitat, a văzut-o și s-a terminat cu David. Ar fi bine să înțelegem cum funcționează mașinăria asta. Că în felul ăsta ne putem feri de multe lucruri. Dacă nu ne cunoaștem, o să facem o grămadă de prostii. Și mai mare rău este că le vom repeta. Haideți să continuăm. S-a aprins de mânie împotriva lui Israel. Cine? Domnul. Nu spune că s-a aprins de mânie când evreii s-au culcat cu femeile moabite. Deși, cu siguranță, Dumnezeu s-a aprins de mânie, dar nu spune Biblia lucrul ăsta. N-a remarcat acolo. Însă, și mai mare păcat a fost când l-au schimbat pe Dumnezeu cu Dumnezeul femeilor lor, amantelor lor. Imaginați-vă cât de ușor și repede poate cădea un bărbat, cât de ușor și repede poate cădea o femeie, un om, cât de ușor. Haideți să mergem mai departe. Domnul a zis lui Moise, strânge căpetenile poporul și spânzură pe cei vinovați. Cine erau cei vinovați? Cei care au acceptat adulterul cu femeile și cei care au practicat idolatria cu Dumnezeul femeilor. Asta nu înseamnă că toți bărbații au făcut asta, evident că nu. O parte din ei. N-am eu de unde să știu câți, că dacă Biblia nu spune, nici eu nu știu de unde. Versetul 5. Moise a zis judecătorului Israel, faceți fiecare treaba asta, să moară cei care au păcătuit și au idolatrizat. 6. Și iată că un bărbat, atenție, fiți atenți acum. În timp ce era, procesul era aici, oamenii mureau, căpeteniile îi omorau. În timpul ăsta, un bărbat evreu trece prin mulțime cu o madianită, sub ochii lui Moise. În timp ce erau executați cei care au păcătuit, mai vine unul întârziat cu o madianită. Și sub ochii lui Moise și a întregii adunării a lui Israel, care plângeau la ușa cortului. Păi plângeau mamele și plângeau nevestele, pentru că le-a omorât bărbatul, le-a omorât fiul. Era o mare jale. Imediat Scriptura spune câți au murit, nici nu vă imaginați. Și vine un evreu cu o madianită de mână, de parcă își pierduse mințile. Versetul următor. La vederea acestui lucru, Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aron, adică nepotul lui Aron, s-a sculat din proprie inițiativă, nu e scris în pasaj, eu spun de la mine, din mijlocul adunării, a luat o suliță în mână, s-a luat după omul acela, până în cortul lui și i-a omorât pe amândoi cu sulița. Nu i-a zis Moise, du-te și omoară-i. N-a făcut asta ca o reacție de ascultare la o poruncă, la o cerere, la o nevoie. A fost indignat. Probabil că a avut și el un frate care a fost spânzurat, care se dusese cu o femeie madianită și se închinase în fața lui Baal pe idolul madianiților. Și probabil că era plin de mânie. Mânia aia sfântă, care încearcă să apere, să protejeze sfințenia lui Dumnezeu, onoarea lui Dumnezeu, onoarea adunării, onoarea păstorilor, a prezbiterilor, a ordinaților, a celor care fac slujbă în casa lui Dumnezeu. Și s-a ridicat, a pus mâna pe suliță. Putea să îl pedepsească Moise pentru asta. Nimeni nu i-a cerut. Dar așa de simplu era că omul a trebuit ucis, încât el s-a ridicat și a știut că vrea să facă treaba asta. Și a omorât pe amândoi pe loc. A fost o implicare din inițiativă. Puteți să puneți versetul următor? Înapoi vă rog, scuze. A încetat astfel urgia care izbucnis. Știți când a încetat urgia? Nu când au început să fie spânzurați, iar cei care spânzurau ca o reacție de ascultare la porunca lui Moise. Nu! Ci atunci când un om din mulțime a văzut uriciunea
Și n-a așteptat să-i spună o căpetenie, du-te. A pus mâna pe o suliță și l-a nimicit pe evreul ăla și pe madianita aia. Și Scriptura ne spune, atunci, râvna aia din care a stat la baza motivației, râvna aceea l-a onorat pe Domnul. Cineva din mulțime. Asta este inițiativa, măreția inițiativei. Este implicarea din proprie inițiativă. Am văzut uneori oameni care încercau să facă ceva foarte greu. Am văzut într-o zi când cineva, o mulțime de oameni încercau să ridice ceva și să-l mute, un corp foarte greu. Și aproape că erau gata să se prăbușească cu el și câțiva dintre trecători, care n-aveau nicio legătură cu grupul care muta obiectul, au sărit acolo și i-au ținut, i-au ajutat. Și situația a fost sub control și nu s-a întâmplat nimic. Dacă nu săreau din proprie inițiativă acești câțiva inimoși, probabil că se împiedicau și puteau să se rănească, chiar să moară cei care cădeau sub obiectul ăla greu. Implicare prin inițiativă. Te îndeamnă Duhul Domnului. Te îndeamnă pocăința din suflet. Te îndeamnă Dumnezeul care ți-a făcut bine și căruia îi te simți dator. Nu trebuie să te cheme nimeni, nu trebuie să te trimită nimeni. Îți spune Duhul. Îți spune conștiința. Asculți o predică care te împinge. O cântare. Vezi pe cineva care se șterge de 2-3 ori și dumneata nu te ștergi niciodată, că n-ai niciun motiv să transpiri. Și atunci spui, nu se poate, o să mă duc și eu și o să-i dau o pauză. O să-i spun, marțea nu mai faci, tu fac eu. Dar cine te-a trimis? Nu m-a trimis nimeni. Din proprie inițiativă. Sau m-a trimis cineva. Am vrut să vă citesc pasajul acesta. Pentru ca să vedeți ce înseamnă să te implici din inițiativă, încercând să protejezi onoarea lui Dumnezeu. Onoarea poporului lui Dumnezeu. Ascultați-mă, vă rog, protejați onoarea lui Dumnezeu și onoarea acestei biserici. Știu că uneori avem un anumit interes bun al nostru, al familiei și încercați să puneți presiune pe biserică pentru ca să vă rezolvați problema. Vă rog frumos să nu faceți asta. Pentru că această biserică trebuie să aibă o imagine care să atragă, nu să respingă. Oamenii trebuie să vină la biserica asta pentru că despre biserica asta se vorbește frumos. Se vorbește în termeni pozitivi. Se vorbește când cineva trece pe ei, spune, mă, nici n-am intrat bine acolo că cineva mi-a spus, vă rog frumos să poftiți, unde preferați să vă așezați? Permiteți-mi să vă conduc. La sfârșit, 2-3 au spus, nu te-am mai văzut pe aici, am dai voie să te salut, cine ești? Păi ești din Arizona, sau sunt din Seattle, sau sunt din, eu știu de unde, din Florida. Salută-ți familia și biserica când te întorci acasă. Asta nu ține de pocăință. Pocăința e înaltă, fraților. Asta ține de omenie, ține de ospitalitate, ține de bună ziua. Vă rog frumos, nu mai mergeți pe hol fără să salutați. Permiteți-mi să vă spun sugestia asta cu toată greutatea pe care o simt în spatele la inițiativa asta. Vă rog frumos să spuneți pace când vă întâlniți cu cineva pe hol. Vă rog frumos să spuneți pace, indiferent cu cine vă întâlniți. Vă rog să spuneți asta. Vă rog frumos să salutați când vă întâlniți cu cineva pe hol. Vă rog frumos! Face parte din regula Bisericii Betania. Salutați! Spuneți pace, bună ziua, bine ați venit, spune ceva! Oameni buni, asta nici nu ține de pocăință. Asta e depășită, e jos de tot. Nu toți am avut bunici. Mai țineți minte că bunica ne pedepsea grozav dacă nu spuneam să rămână? Dacă vecinul spunea că n-am spus să rămână, era foarte complicat. Urma o bătaie sură cu moartea. Și atunci să rămână te scăpa.
Sărumâna era sfânt. Spuneai bună ziua, sărumâna, nu puteai să nu faci asta. Asta se numește implicare. E o implicare minimă. Trece timpul și eu mă duc în detalii și nu mai am vreme. O să vorbesc puțin despre altceva, despre chemarea universală la implicare și o să folosesc un al doilea pasaj, Isaia capitolul 6. Uitați-vă, vă rog, chemarea la implicare. Am auzit glasul Domnului. Am auzit glasul Domnului că întreabă pe cine să trimit. Și eu mă gândesc, probabil că David Măgduț ar fi bun. Sau Viorel Ozneanu. Unul dintre ei doi. Dar de ce nu mă gândesc eu pe mine să mă trimită? De ce mă gândesc la ei și nu mă gândesc la mine? Uitați ce face Isaia. Pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Și eu, nu el, nu ei, nu ea, eu am răspuns. Sunt aici, trimite-mă. Este inițiativă? Nu, nu este inițiativă. Dar ce este? Este reacție de ascultare la o chemare. Pe cine să trimit? Pe cine să trimit? Unde? Într-o slujbă. Într-o slujbă. La spital sau acasă. Într-o slujbă. Pe cine să trimit? De ce trebuie să te întreb, dumneata, nu poți? Chiar așa ai ajuns să te numesc eu? Uitați ce face Isaia. Ce putea să spună Isaia? Ăsta a fost unul dintre cei mai mari profeți. Cu grămada erau acolo la templu. Tot felul de oameni. Putea să spună, Doamne, nu-i vezi, se calcă pe picioare. Știți ce spune el? Eu mă duc. Eu mă duc. Dar sunt alții mai mici. Nici eu nu-s mare și eu mă duc. Și eu mă pot duce. Nu-mi cad galoanele. Mă duc eu. Uitați ce spune Domnul. Versetul 9. Uitați-vă la verbe, vă rog frumos. Du-te. Acesta este primul verb. 2. Spune. Du-te și spune poporului acestuia. L-a trimis cu un mesaj. Un mesaj poate să salveze un om. Poate să salveze o familie. Poate să salveze o comunitate. Poartă acest mesaj. Poartă acest mesaj. Ăsta nu e o bârfă. Ăsta este un mesaj de la Dumnezeu. Implică-te. Nu este o implicare din proprie inițiativă. Nu este implicarea de la first class. Nu. Este o implicare de la clasa a doua. Cineva te invită. Dar nu te invită, Luigi, vrei să faci? Că asta e confruntativ. Deja te-a numit. Nu. Zice, cine? O face finuț. Cine vrea să se ducă? Nu zice, vrei să te duci? Te faci de rușine dacă spui nu. Dar asta e chiar de la clasa a treia, invitația asta. Că ai fost pus la colț. Și te-ai dus, dar dacă nu-ți pronunța numele, nu ziceai nimic. Uitați-vă, vă rog, că Isaia se implică când aude glasul Domnului, ascultă ca o reacție la invitația lui Dumnezeu. Există și neascultare, omul poate să asculte, să reacționeze prin ascultare sau să reacționeze prin neascultare. Închei citind un ultim text. O să citim Marcu capitolul 2. De fapt, nu-l mai citim, că l-am citit. Ce se întâmplă aici? Mântuitorul are priorități. Și vine la el un om. Omul ăsta avea două probleme. Mai le știți? Era bolnav și era păcătos. Și oamenii care l-au adus, știți cine l-a adus? Patru cine? Patru inși. Nu vi se pare ciudat? Patru inși. Nu se zice nimic despre ei. Eu dacă eram în locul scriitorului, le spuneam numele așa să-i onorez un pic. Nimic, nu-i spune. Nu s-or fi supărat ăștia pe Marcu că nu le-a spus numele? Mă credeți că sunt oameni care se supără că uneori uităm să le spunem numele? Puteți să credeți treaba asta? N-aș vrea să comentez lucrul ăsta, dar odată trebuie comentat ca să înțelegem cât de rău poți ajunge cândva în viață. Oameni fără identitate,
Oameni care se hrănesc din ce le scapă altora din buzunar, pentru că nu sunt în stare să aibă o sursă de viață și depind de fiecare minim atenție pe care cineva i-ar putea o oferi ca să mai supraviețuiască 5 minute. Observați, vă rog, că 4 oameni îl aduc pe bolnav în fața Domnului. Ei au văzut problema din punctul lor de vedere. Domnul, în loc să-l vindece, îl mântuiește. Pentru că el, din punctul lui de vedere, a văzut lucrurile diferit. A văzut că e mai important ca omul ăsta mai întâi să fie mântuit decât vindecat. Că dacă era mântuit, mergea în cer. Dar dacă era vindecat, mai trăia puțin și mergea în iad. Și atunci l-a mântuit. Dar oamenii au fost indignați. Cunoașteți procesul, tot ce s-a întâmplat. Eu vreau să accentuez altceva, versetul 12. Acesta e rezultatul poruncii Domnului, dar ca să vedeți că Fiul omului are putere să, și versetul 12 spune, și îndată, primul lucru, slăbănogul s-a sculat. Asta a fost o implicare în folosul lui. O implicare în folosul lui. El nu putea să o facă singur pentru că era bolnav. Dar asupra lui s-a manifestat o minune, un miracol. O putere mai mare decât a doctorilor a intrat în el și a acționat împotriva firii. Deși bolnav, boala a sărit la o parte și omul ăsta a fost bolnav. Slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul, a ieșit în fața tuturor sănătos, toți au rămas uimiți, slăveau pe Dumnezeu. Priviți cele două lucruri care le-a produs implicarea. Lucruri asupra slăbănogului și lucruri asupra mulțimii. Care e lucru care s-a produs asupra slăbănogului prin implicare? S-a mântuit și s-a vindecat. Și care e lucru care s-a petrecut asupra mulțimii? Vi le spun imediat. Toți au rămas uimiți, toți slăveau pe Dumnezeu, spunând, niciodată n-am văzut așa ceva. Observați, printr-o implicare, implicarea Domnului Iisus, bolnavul a fost vindecat și mântuit, sau mântuit și vindecat, iar mulțimea a fost impresionată și inima i-a devenit moale, vulnerabilă la Evanghelie. Observați care sunt consecințele implicării? Se vindecă oamenii, se mântuiesc oamenii, se rezolvă problemele oamenilor. Însă dincolo de omul din centrul atenției, mulțimea care vede, care aude despre, dintr-o dată se naște în mintea lui visul de a merge și el la biserică. E impresionat de ce a văzut. Dacă eu am soția bolnavă și aud despre soția unui om că a fost vindecată printr-o rugăciune, mă gândesc, dar ce-ar fi să încerc și eu cu soția mea? La o ungere cu un de lemn, ce-ar fi să încerc și eu cu copilul meu? Mi se deschide mintea la noi alternative. Cum? Prin implicarea cuiva. Am ajuns la concluzii și în concluzie spun următorul lucru. Identificați-vă chemarea pentru a vă implica. Acesta este primul lucru. Identificați-vă chemarea unde trebuie să vă implicați. V-ați identificat chemarea, aici sunteți la fanfară. Foarte bine, să nu plecați de aici. Încercați să cântați cât mai bine. Participați la, deja am vorbit prea mult cu fanfara. Participați la toate repetițiile. Încercați să cântați cât mai frumos. Încercați să fiți cât mai prezenți. Faceți tot ce depinde pentru performanța corului sau a corului sau indiferent unde suntem. Identificați-vă chemarea, asta e primul lucru. Nu faceți un lucru dacă nu știți că aia vă este chemarea. Identificați-vă chemarea. În al doilea rând, fructificați oportunitățile de a vă implica în zona chemării pe care o aveți. Fiți cu ochii pe a face ceva. Fiți cu ochii pe a face ceva. Folosiți fiecare oportunitate de a face ceva. Nu zice, lasă să se ducă altul, dar de ce să nu mă duc eu? Vă aduceți aminte dintre 3 manageri, că 2 au fost foarte harniși și al treilea altfel, să nu-i spunem cum a fost? De ce să fiu puturos dacă pot să fiu harnic? Oamenii harnici sunt felicitați de oameni și răsplătiți de Dumnezeu.
Identificați-vă chemarea și folosiți fiecare oportunitate pentru a vă implica. Unde? Oriunde e nevoie. Unde? Oriunde e nevoie. În primul rând, vă rog, implicați-vă în familie. Implicați-vă în familie. De mulți ani încerc să fac treaba asta. Nici nu vă interesează și nici n-am timp să povestesc. Dar vreau doar să vă spun că nu e ușor să te implici în familie, că nu te vede nimeni. La biserică te vede cineva și probabil că frați te mai numesc pe nu știu unde. Implicați-vă, implicați-vă, implicați-vă în familie, ajutați-vă nevasta, ajutați-vă bărbatul, ajutați-vă părinții, ajutați-vă copiii. Dacă vreți undeva să vă implicați, vă rog, implicați-vă în familie. Onorați-vă partenerii, onorați-vă părinții și copiii, implicați-vă, ajutați-vă unii pe alții, fiți inimoși, dați dovadă că va schimba Dumnezeu viețile. Fiți sensibili, fie vă milă de ăia care stau toată ziua în picioare. Intrați oriunde ușa e deschisă. Dacă găsiți o ușă deschisă, intrați repede acolo și vorbiți de Dumnezeu. Dați-i un pliant oricui n-are un pliant. Chemați la biserică pe oricine, n-a fost chemat de nimeni. 4. Vorbiți despre Dumnezeu din Biblie, nu din părerile personale sau părerile oamenilor. Dacă nu scrie în Biblie lucrul acesta, nu-l mai spuneți. Pentru că Dumnezeu ne-a dat o carte. Vorbiți din ea. Ultimul lucru. Nu vă temeți de consecințe. Întotdeauna, chiar dacă greșiți când vă implicați, nimeni nu se va supăra pe cineva că a greșit în timp ce a vrut să facă un bine. Dacă cineva urcă în avion, eu tot am cu avionul, dacă cineva se urcă în avion și încearcă să pună o geantă, o persoană mai în vârstă, mai măruntă, mai bolnavă și nu poate, și eu mă ridic repede și încerc să-i pun geanta, dar geanta mi-a alunecă din mână și cade, și cade la un om unde-i cade, o să-i spun, iartă-mă, omul o să vadă că eu am vrut să fac un lucru bun, dar am greșit, mi-a alunecat ăla din mână. Nimeni nu o să se supere pe mine pentru că vrând să fac un bine. Din nefericire a ieșit mai puțin bine. Întotdeauna când greșești, vrând să te implici, oamenii vor vedea că ai vrut să te implici, nu că ai greșit. Nu te teme de treaba asta. Nu te teme de treaba asta. Deja am trecut peste program, așa că vă invit să ne ridicăm în picioare. Oamenii lui Dumnezeu, gândiți-vă la ideea de implicare din inițiativă sau ca un act de ascultare. Și rugați-vă cum credeți că îl va onora pe Dumnezeu în seara asta. Amin.